Merge vorba despre viața ficiorului înrolat, care el se află acum în armată. Înrolat pe data 12 iulie. Deci cu serviciu obligatoriu, nu e angajat. Nu. Deci chestia era în aceea, că el nu trebuia să fie înrolat. El de mic copil a suportat 7 traume craniocerebrale, dintre care a fost și închise și deschise. Din motive de sănătate el nu trebuia să fie înrolat. Da, nu trebuia să fie. Și fracturi de mâini de picioare, și hernie umbilicală, și platopodie, adică plăscastopie. Și acum, ultimul an jumate, a avut o fractură coxofemorală la piciorul stâng. Anul trecut a suportat ultimele două traume craniocerebrale, deci în luna iunie și în luna august, pe 28 august, a avut o traumă închisă la cap, care a fost asociat cu ruptura buzii de jos, cu 9 dinți defectați în gură, care pe urmă i-am făcut creștere și s-a tratat. Dar și tinereța are el cu atâtea accidente. Iată așa, se vede că e zodia racului. Cu skate sau cu cisul, nu, cu bicicletă, cu motocicletă. Firea lui este un copil foarte liniștit, dar se vede că așa e soarta. Deci în luna noiembrie, eu sunt lucrător medical, l-am supus un examen să văd dacă a fost cusut, mă rog, a fost intervenții în spital făcute și analizele erau normale. După ce a fost tratat, i-au fost tratat dinții, am început să-i fac iarăși un examen și el la momentul acela s-a fracturat piciorul drept la genunchi. Fractură auto-închisă, cu fractură de ligamente, au urmat puncții, au urmat gips, analizele la ficat au început să fie puțin mărite. Deci, el a fost vaccinat de hepatita B cu 12 ani în urmă. Când mi-a spus că el este pregătit să fie înrolat, mi-am spus că sănătatea nu-ți permite. Nu că mie domnul Marcel de Psic Turciucana mi-a spus că a să învețe de tanchis, de șofer, a să fie tot normal. Și persoana care recrutează sau medicul de la Ciocana? Persoana care recrutează în comisariat de pe sector Ciocana îi spune domnul Marcel. Deci eu m-am dus la el. Aveam la mână documente de la medic traumatolog. Unii scria că el merge în baston. Peste 10 zile se prezinte la control. Trebuia să urmeze un tratament. Trebuia să facă o zi la picior. Trebuia să facă rezonanță magnetică. Eu m-am prezentat la ei, i-am dus documentul acesta, i-am dus certificat despre toate traumele, așa, la general. I-am prezentat o cerere în care scriam că el are probleme cu sănătatea și dacă lui e în caz că în armată se întâmplă ceva, duc răspunde medicii și comisia care din comisariat. Sara, acest domn l-a sunat pe ficiorul meu și a spus că eu am prezentat documentele și că el o să le arunce. Eu n-am, deodată nu mi-a venit a crede. Încolo, pe 12 iunie, el este înrolat. Peste o săptămână, din cauza că ei acolo, prima lună, sunt supuși gimnasticii, mă rog, până la jurământ, le fac ca un efort fizic, da? Efort testare. Fizic, testare. Și adânsul a început probleme, a început să-l doară piciorul. Cu mare greu a fost dus la examinarea medicală, eu repet, cu mare greu, prin cunoștință am sunat pe cineva, că lui nici nu-i dat de auzi, ducă la punctul medical de unitate. Da, unde? La 01, la Poșta Veche, acolo el s-a la jurământ. Deci medicii din Politehnica, Ministerul Afaceri Interne, au socotit de cuvință că ceva este la picior, să fie investigat în spital, în staționar. Nu știu din ce cauză, medicii de la unitatea de stradă Tighina 02, care s-o pot mai superior decât medicii de la unitatea 01, au început să-l amână. Medicii cereau criticica de la medici traumatologi de la policlinic, cereau criticica să-i scrie spitalizare, nu i-o prezentau. Eu mă duceam în fiecare zi și mie mi-era grijă, pentru că dacă mi s-a spus că e posibil să fie ceva serios, tot insistam să fie adus, s-a primit așa, că el pe data de 5 iulie a dat jurământul, dar eu pe 4 aveam îndreptarea la mână și am văzut că nu mi-l dau la spital, m-am dus în Ministerul Afacerilor Interne și am cerut ajutor. De acolo o persoană... Deci la intern el e la carabinieri? E la carabinieri. Am înțeles. El acolo face serviciu. Deci persoana dată a început să suni medicii din unitate 02 și să-i certe cum de ficiul. Băiatul ăsta de aproape două săptămâni necesită intervenție să-i facă investigații corespunzătoare în spital, el nu este pus. Ei au promis ceva acolo, mai scurt a dat el jurământul, abia când s-a întors, că ei aveau concediu două zile, s-a întors luni din concediu, spitalizarea n-a fost făcută deodată, el a fost transferat la unitate 02. La strada Tichina și undeva pe miercuri a fost spitalizat. Deci
diagnostele care au fost puse, medicii din staționar, era clar că erau pus la cale de cineva, pentru că se purtau foarte suspicios. Deci ei se stăruiau să mătru orice diagnoză. Chiar a fost dus la un medic traumatolog, nu mai spun familia, pentru că eu înțeleg și el a fost rugat. Îi spune lui ficiorul meu, da, te doare piciorul, în armată astea de prins cu durerea. Dar trauma era de 3 luni și în genunchi. Eu chiar nu înțeleg cum un medic care a dat jurământul Hipocrat poate să spună așa vorbe. Deci, ca astea de prins cu durerea. Ca astea de prins cu durerea. Ați dumneavoastră vorbiți cu el, unde e el acum, băiatul? Băiatul este, deci am să vă spun așa, prin scurt, dar dumneavoastră vreau să faceți alegeri. Deci el a fost externat din spital, sănătos, adică cu traume el tot e bine, măcar că rezonanța magnetică, îndreptarea era pusă, l-a pus în rând pe 5 septembrie, la Centrul Republican. Medicii, iarăși, repet, din 02, așa numita doamnă Harjevska, ea s-a stăruit foarte bine și atunci a făcut tomografia computerizată la Centrul Neurologic. Vă dați seama? Centrul Neurologic. Deci nu e bun să... Nu că nu e bun, pur și simplu ce are neurologia cu altceva. Eu m-am dus și acolo și am cerut de la medicul care i-a făcut investigația aceasta, m-am prezentat că sunt mama soldatului și sunt foarte îngrijorată pentru că era suspiciune de necroză la el, la articulația dată. Care el mi-a răspuns, mamăcica, u vașeva sână este izminenie bălșie, nu vă na mine ne vă bine. Adică eu am înțeles ce înseamnă să nu fiu supărat pe el, că mă rog, a fost cred că și el pretendinat. După aceea a urmat ceva mai strașnic. Întâmplător, eram cu cartela în mâna ficiorului meu când în ziua când a fost externat acasă și am văzut că a fost depistată hepatita B. Și că analizele la internare în spital erau foarte rele la probleficatul. Eu, desigur, m-am mirat. El a fost externat și șeful secției de chirurgie, domnul Boțan, a ieșit pe coridor și către mine și un locotenent care se afla pe atunci la batalionul meu de la 02, unde era el atunci în serviciu, și a ieșit ce a spus. Deci această persoană necesită, adică ficiorul meu, necesită operație de hernie la umbilic, când el a să fie de acord, ficiorul meu stemnea pe atunci, și să fie în mod planic adus la operație. Bine, asta s-a externat peste o zi, acel locotenent îl pune la cărățaci cu ciment. Pe el și pe 3 soldați care de acum aveau la 6-7 luni slujit de acum în armată. Ficiorul meu mi-a spus că nu că a venit pur și simplu și a ales, dar pe el l-a pus. S-a simțit foarte rău. Din întâmplare că eu am aflat că el are hepatită, mă duceam în fiecare zi și îi duceam ceva mâncare dietică, măcar cât de cât. Pentru că pentru mine asta a fost un șoc, titlul era mare. Și ficiorul meu cel mai mare când s-a dus la el, el a spus că eu am cărat să faci cu ciment, eu mă simt foarte rău, eu eram în oraș pur și simplu, aveam, dacă eu tot timpul aveam documente cu mine, pentru orice eventualitate am ajuns la procuratura militară și am depus o plângere în scris și am anexat toate investigațiile, toate diagnostele care le avea el și am cerut că nu-s de acord cu concluziile care le-au făcut când a fost înrolat, nu-s de acord cu concluziile care le făceau în unitate de acum și unica ce am avut un plus de la procuratura militară, că atunci chiar către mine au sunat în unitate și pe el l-au pus în punctul medical în ziua aceea când el se simțea foarte rău. Deși mulți locotenenți din unitatea 02 de la ei din batalion au văzut că se simțea rău. El s-a adresat după ajutor, mă simt rău, am să cad, du-te și lucrează, n-ați să fie nimic. Nu m-am plutonier cu jocarul, s-a apropiat el și a zis, du-te să simți rău, dar într-adevăr, să te ajut cu ceva, el, dar nu mai știa cu cine să vorbească, știți? Și acel plutonier mi-a spus dreptate în față. Da, el într-adevăr s-a simțit rău, da, într-adevăr a fost așa ceva, pentru că eu a doua zi, era sâmbătă, m-am dus la el și am început să cer socoteală. El a venit în spital, chiar cum e posibil așa bătaie de joc. Locotenentul dat mi-a spus că el n-a auzit nimic, măcar că era la un pas de mine când medicul a preîntâmpinat. Deci, în punctul medical, el s-a aflat acolo vreo 3 săptămâni, și a trecut așa zisa comisie, care trebuia dus la forțele armate, dar medicii din unitatea 02 au așa, să zic, nici nu pot să-i numesc medici, că îi fac pe loc comisiile și dacă cineva plătește, înseamnă că ajunge la forțele armate ca să fie eliberați. Care nu, stați pe loc și pățiți mai departe ce pățiți. Eu n-am fost de acord încă o dată cu așa ceva și am început să scriu plângeri. Am depus plângeri la președinte, la guvern, la parlament, la drepturile omului și unica ce folos a fost din aceasta, că de la parlament care mi s-au dat ordin la Ministerul Afacerilor Interne și el a fost transferat din unitatea 02 într-un centru de asigurare
unde acolo se află 30 de soldați și puțin mâncarea este mai, să zic, mai bună, dar oricum lui trebuie dietă strictă. Dar cum a făcut el hepatită dacă era vaccinat de 10 ani, ziceți dumneavoastră? De 12 ani. Eu totuși s-o pot, poate când și-a făcut dinții la stomatolog, poate când a fost cusut în spital. Dar vaccinul nu te... Nu garantează că este evit. Vaccina, protecție și anticorpi în organism se află 5-6 ani, nu mai mult. Aha. Deci trebuie făcut periodic. Da. Atunci au fost făcute pe etape, revaccinare, încă trebuiau să facă acum, nu se aude la care vârsta să mai fie de făcut, pentru că se vede că nici nu are rost. Dar la înrolare nu îi vaccinează, nu verifică vaccinurile. Deci eu repet că când el a fost înrolat, eu am prezentat cărticica. De domnul Marcel din comisariat a văzut că sunt probleme cu ficatul și m-a întrebat, el are hepatită? Eu i-am spus, el merge acum în investigații, dar sunt probele lui. Și atât a fost, el a văzut asta. Pur și simplu, când acum doamna Harjeschi a început să-mi fac tot invers, într-o dimineață m-am dus la el și am văzut întâmplător că îl ducea la investigație. L-am întrebat, dar unde te duci? Nu știu, dai mâncat? Probele hepatice le se fac pe nimic. Uh-huh. Dar el mi-a spus, da, am mâncat. Eu mă duc cu el să văd unde îl duc pe el. Pentru că am înțeles că de acum se făcea tot împotriva ficiorului meu. Și ce că eu sunt lucrător medical de 30 de ani și când îmi spunea niște prostii, eu rămam șocat. Eram pur și simplu nu zdubirită. Și când acolo, ficiorul meu a fost dus la un laborator privat. Se numește medic expert pe strada Gheorghe Sachin. Și doamna Harjeschi, care medic se află la unitatea 02, care ea conduce comisia această medicală, s-a enervat foarte tare când m-a văzut pe mine. Că de ce eu am nimerit acolo la loc, nepotrivit să vede că am vrut să intru și eu în centrul ăsta, ea nu mi-a permis. După aia a ieșit și eu întrebam, doamna Harjeschi, spuneți-mi, rog, la ce investigație îl duceți? De ce eu, că mama nu pot să știu, nu mi-a răspuns. Apoi când după ce el a dat analiză, a ieșit și mi-a spus că aceasta o să fie o analiză care îți va dovedească că aceasta e vaccină și nu e hepatita B. Și mi-a spus că să fie 10 zile rezultatul. Eu cunosc această analiză, asta este PCR la depistarea virusului hepatite. Și toată lumea o știe că se face în 7-10 zile. Ea mi-a spus tot așa, 10 gol zile. Se face. Nu, se poate să mănânci, că asta virusul, el știți cum nu reacționează la alimente. După aceea, eu totuși știți îngrijorată, vineri sunt în acest centru și întreb. Știam că ea a achitat cash 400 de lei, ce m-a mirat foarte tare. Și întreb fetele de la registratură, zic, spuneți-mi, vă rog, ce analize faceți dumneavoastră la virus? Și ele mi-au spus, deci este calitativ, care costă 1000 și ceva și 400 de lei, care mai simt. Și am întrebat, în cât timp se face? În 7-10 zile. Eu cu inima în dinți, luni, adică spre mea undeva a 5-6 zi, mă duc la ele să văd ce rezultat este. Când mă duc îmi spune că analiza a fost luată din medic, chiar peste o zi, de când ea a fost colectată. M-am mirat și eu. Deci rezultatul la mână n-a vrut să merg de ele, pentru că se vede că de acum erau pregătiți, că eu însă aflu ceva. Și m-am dus la directorul acestui laborator. Ea mi-a spus, așa știți ca un papagal, că virus nu este, că analiza este rău numai din cauza la anticorpi. Vă zic, bine, doamne, eu pur și simplu mai am un ficior mai mare, care a vrut să aranjeze la serviciu în mai anul trecut. Și la dânsul, chiar într-adevăr, avea 4 ani după vaccinare. Analizele erau biochimice rele și i-a pus diagnoză de hepatit cronic și nu mai vrut să-l mai înroleze, să-l iei toți la serviciu. Nu au vrut, au spus că el are probleme. Dar pe asta care i-a găsit și hepatită și probele ficatului mărite, rele, îl au luat pur și simplu așa. Deci, după plângerile mele, care au fost scrise peste tot, Ministerul Sănătății a trimis un demers la locul de trai să vadă ce diagnoze o suportat ficiorul meu. Să vede că nu le vine a crede, parcă, de atât. Și, desigur, 8 diagnoze serioase au primit în răspuns, ceea ce de acum medicii erau în concediu. Săptămâna trecută, când au început să-i facă investigațiile din nou ficiorului meu, s-a adeverit că analiza probrificatului iar este rea. Fapt, ceea ce mie mi-a fost ascuns, că eu sunam să întreb și mie mi-a spus că sunt foarte bune. Apoi eu, prin cunoștință, așa, am nimerit în laborator și am cerut, am rugat să mi se dea și mie copii care le-am la mână. Și mi s-a făcut și mie și am văzut că e foarte nu bine. Deci săptămâna trecută, repet, el a fost dus la examen psihiatric. Așa și nu înțeleg din ce cauză, pentru că el, chiar dacă a avut atâtea traume, el e o persoană la mine foarte liniștită, stărul să ție, știți cum, să țină în mâini, măcar că este spus la ceva nu frumos acolo.
Deci săptămâna trecută a fost făcut investigațiile, săptămâna aceasta luni iese doamna Hărjeschi din concediu, iar l-au supus la investigații. Investigațiile încă și mai rele au venit decât săptămâna trecută. Și iar au fost dus la psihiatru. Deci pot să vă spun eu, de acum băiatul meu se duce și îi spune, dacă dumneavoastră știți ce trebuie să scriți, nu mă mai torturați, scriți așa ce vor ei, m-am săturat de atâtea interogatorii. Deci ieri a avut loc o comisie, deci procuratura, eu i-am pus la curent, că el este iarăși investigat, tratament nu-i se face, eu nu înțeleg ce se întâmplă cu ei, dar puneți-o o săptămână să vedeți din ce cauză el se simte rău așa. Poate din cauza stresului nervos, nu numai de la mâncare, pentru că toată lumea o știe că stresul face toate bolile în organism, le acutizează pe cele care sunt. Pur și simplu nu înțeleg ce vrea această doamnă de la ficiorul meu. Ieri l-a dus la investigație acolo, i-a făcut comisia, astăzi iar l-a luat. Pentru că ceva nu i-a ticnit, iar a chemat un medic psiholog, nici nu știu de unde, cred că de la Costiujeni. Pentru că aici din policlinică nu convinc pe dânsa că ceva nu e în regulă. Și eu astăzi, pur și simplu, am sunat la procuror care a dus dosarul meu și i-a spus, uitați-vă, față de ficiorul meu s-a pornit iarăși fără de legile. Ea face în mod șchip ca el să fie sănătos, dar el nu poate cu așa analize să fac serviciu mai departe sub forma în care el acolo este, să zic așa, întâmpinat. Chiar dacă la început când a fost transferat în acest centru, acolo au început maiorii să-i spună în față că tu n-ai să stai aici, că tu n-ai să fii aici, că tu ai să te duci la 02, la 02 asta au știut toți, că cea mai rea unitate din oraș și chiar poate și din Moldova, că e ca o închisoare acolo. Asta e pe Bulgară, lângă procuratură? Da, asta e de pe strada Tighina. De pe strada Tighina am avut ocazie să mă duc la el acolo în fiecare zi și am văzut eu și oamenii care acolo lucrează și vă spun că sunt în stare de șoc. Când astăzi ficiorul meu a luat legătura cu mine și mi-a spus, mama, pe mine iar m-au dus, iar au vrut să mă vadă psihiatru și doamna Hărjeschi mi-a spus în față că am să-ți chem psihușca. Eu nu pot pricepe. Cui trebuie psihușca? Ficiorul meu, care el de acum nu mai știe ce să mai fac, măcar că eu de acum l-am preîntâmpinat. Nicio investigație, fără mine și fără un advocat, să nu se mai duc nicăieri să o fac, pentru că ea se stăru să-i fac tot să-i fie bine, ca să-i fie clar. Și i-a pus iarăși, dar ce interes are doamna Hărjeschi? De la început am crezut și eu așa ceva, pentru că știți, când m-am dus la ea și i-am spus ficiorul meu din prima dată, ficiorul meu a fost înrolat și nu trebuia să fie înrolat, pentru că diagnozele care le-au văzut cei de la comisariat trebuiau să puce de cap, dar nu să-l iei, să le ascundă și, mă rog, să ajung unde a ajuns. Și ea m-a pus scriu o lămurire, adică nu am împotrivă nimic către medicii din comisariat. Da, eu deodată m-am crezut că poate într-adevăr medicii de acolo n-au știut de așa ceva, dar cum putea să-l examineze un medic și să vadă că el are hernie, că are talpă plată, el să vedea dacă ei îl examinează acolo în lingerie numai de corp. Eu să-i vadă toate astea și să-i spun, vedeți, tu ai problemele astea până ce-o fi, măcar trebuia să-l amâni cumva. Poate aveau să-i vadă și piciorul care era legat în bint elastic, pentru că el nu putea să deplaseze, era instabilitate, sărea genunchi din loc. Când a fost dus aici la centrul ăsta și când a început să lucreze acolo, i-a sărit genunchi și a căzut pe trotuar și Sărbinic s-a lovit cu mâna și nu cu capul. Și s-a apropiat cineva să vadă ce-o pățit sau cum, s-a așezat pe scaun și a stat o oră și pe urmă. Deci ce-a zis doamna Hărjeschi când v-ați dus cu demersurile? Deci eu la ea am fost de două ori. Prima dată când m-am dus și am prezentat documentul că el are probleme cu sănătatea și a doua oară când m-am dus, când acum a venit să stăționar și am spus că analizele sunt grele. Și pentru că dumneavoastră trebuie să vedeți singur situația, dar ea m-a spus așa, că la dâns tot e bine, tot e minunat. Și când am ieșit în coridor, ușa era întredeschis și am auzit personal când a strigat, băietul acesta să facă din principiu o să fac armata. Măcar că nu înțeleg de ce a numit copilul meu. Pentru că atunci când el îmbla probleme până a fi spitalizat, până la jurământ, erau 5 soldați. Și toți au fost acasă, inapți, dați, dar meu ficior a fost pus pe el, știți cum așa spune, plimo. De ce? Din rivalitate, că sunteți medic ca ea sau... Poate că din aceea, pentru că eu mă pomeneam la momentul nepotrivit, chiar și atunci când cu analiza aceasta, poate că eu am început să caut de ce el a fost dus la tomografie computerizată și nu la rezonanță magnetică. De ce ea se răzbună? Eu socot așa, că dintr-un principiu, așa cum a spus ea, că din principiu ficiorul meu o să fac armată, eu vrea să fac chestia până la sfârșit. Dar eu, dacă cineva să audă și să mă vadă ceea ce sper, cred că părinții care mai sunt în unități și nu știu ce se întâmplă
Știți cum ei se poartă cu soldații, cum se poartă și la un an de zile, dau și soldații vin acasă bolnavi și psihic. În medicină, poate n-aș înțelege atâtea lucruri. Și îmi pare foarte rău când mi se spune în față că anticorpii aceștia, care doza este, să zic așa, este de 3 ori titrul mai mare decât cum trebuie să fie, dacă chiar să fie un titru în organism. Și eu înțeleg foarte bine, măcar că nu se infecționist sau hepatolog, de ce nu-l duci la o consultație la un hepatolog? De ce nu-l duci la o consultație la un specialist? Dar hotărăște ea soarta lui. Știți cum? Este comisie la forțele armate, care hotărăște la general. Ea îi face tot unitate 02. De acum 3 sau 4 comisii faci pe loc, îi scrie apt și îl dă mai departe. V-ați adresat, am înțeles, și la Avocații Poporului, și la Ministerul de Interne, da, și la acele apărării. Tot m-am adresat. Aveți ceva răspunsuri? Am, desigur, răspunsuri. Am. Unicul răspuns care este așa mai umenește este cei de la Guvern au dat în Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății au dat la locul de trai și au primit răspunsuri la diagnozele care le-a avut el și am primit scrisoare că în timpul când el a fost înrolat, a fost scăpat ceva din vedere. Și a să fie acum o comisie petrecută. Dar halal de comisie, că eu am cerut. La departamentul de carabinieri am fost și am spus. Eu mă refuz de comisie de aici. Dați-mi să mă duc în România, că am cetățenii români. Să cer la Uniunea Europeană un ajutor oricare. Ori în Transnistria să mă duc. Pur și simplu este inuman ceea ce se întâmplă. Și ceea ce a mai fost și astăzi, când ea i-a spus că e cheamă psihușca, pentru că ficiorul meu i-a zis cât se poate să mă examinați. Dacă eu am fost examinat ieri, astăzi, pentru ce iarăși din nou? Cum se cheamă băiatul? Ficiorul meu este Rotaru Dorin. Dorin Rotaru. Da, Dorin Rotaru. Este înrolat în armată de pe 12 iunie și care a avut atâtea de suferit acum, cred că nu mai știu. Nici și abia nu mai înțeleg, cât? Abia 3 luni de armată a făcut. Da, 3 luni și jumate ar de luni. Dar mai departe ce o să fie? Pur și simplu, în care procuratura îmi dă răspuns. Deci, credeți-mă că am vreo 20 de astea. Unica care este mai uman răspuns este acesta din Ministerul Sănătății. Și totuși îi așteaptă răspuns. De ce am apelat la dumneavoastră pe astăzi? Pentru că dacă i-au făcut comisia pe loc la 02 și n-a ajuns la forțele armate, au să-i scrie prostiile care au fost și până acum și au să trimite în Ministerul Sănătății. Și atunci eu n-am să mai pot să fac nimica. Eu asta o știu destul de bine. Asta deci este, tot nădejde în presă. Da, de acum numai la presă și... Cred că nu am ce pierde, am să cer ajutor de la Uniunea Europeană, pentru că trebuie să știu lumea întreagă ce se face la noi în țară, cum sunt înrolați soldații, pentru că ei sunt foarte bolnavi. Credeți-mă că eu când stăteam în spital, în aceste 2 săptămâni, am avut ocazie să văd soldați și care au căzut întâmplător la etajul 2 și nu mai vreau să mai vorbesc de alții. Și părinții, dacă sunt înrolați din familii săraci, știți, din mulți copii, părinții poate nici nu știu ce se întâmplă aici, poate n-au posibilitate să vină în oraș. Dar eu, dacă sunt pe loc aici, aș pur și simplu, mă doare inima, mă doare sufletul, că e ficiorul meu și se întâmplă toate aceste prostii. Iată, aici sunt analizele lui. A fost dus să-i facă ultrasonografie, el de atâtea ori a făcut și când a fost acum, am spus că mama, pur și simplu, s-au bătut joc. Au fixat un punct și au spus că tot e bine. Toți o știu cum se face un UZI. Deci acestea sunt analizele de săptămâna trecută. Pur și simplu aici scrie norma cum trebuie să fie la probele hepatice. Asta, săptămâna asta, a dat analizele cum vin mai mărite. Eu nu știu